Bună seara, doamnelor și domnilor. Sunt Oleg Brega și pentru că e ușor trecut de ora 7, vă invit să rămâneți cu noi vreun ceas, să punem țara la cale, să vorbim, să discutăm verde în față cu colegii ai noștri verzi de la Botoșani. Co-prezentator cu mine e Gabriel Ursescu, care ne-a pus în legătură de acolo de unde e el, din Scandinavia, cu colegii din Botoșani. Îi rog pe colegii de Botoșani să se prezinte pe rând, eventual cine e cumva mai... Dați-mi voie să mă prezint. Așa. Mă numesc Silver Burlacu și sunt președintele filialei Botoșani a Partidului Verde. Așa, și acum vă rog să vă prezentați colegii, de când sunteți în partid, ce faceți în viața lor. Fac prezentarea, dacă îmi permite, domnul președinte interimar. Eu nu-ți merte că este numele meu, sunt vicepreședintele organizației județene Botoșani, în actuală. Sunt avocat jurist specializat pe drept penal. Mulțumesc. Mai departe, dacă... Bună tuturor! Bună tuturor! Mă numesc Luca Viorel, sunt vicepreședinte al Partidului Verde filiala Botoșani. De meserie constructor, îmi desfășor activitatea mai mult în diaspora și activez și în cadrul filialei Diaspora Spania. Și acum sunteți în Spania? Acum sunt în Spania. Ok. Vă rugăm să ne spuneți cum aveți de gând să vă implicați în campania electorală, pentru că asta e deja pe ordinea zilei. De la distanță sau vă luați concediu și veniți să candidați? De fiecare dată îmi iau concediu 2 luni sau 3. La fiecare tur de scrutin am fost în țară, prezent. Chiar dacă aveți posibilitatea să votați și afară, dar... La fiecare tur de scrutin eu am fost în țară, am fost și consilier local. Mă bucur, mulțumesc. Acum despre organizația, înțeleg, județeană, nu doar orășănească, da. Botoșani. Vă rugăm să ne spuneți câte filiale ale, câți oameni se implică, ce planuri are pentru tot, pentru alegeri, că asta e. Dați-mi voie să vă spun. În primul rând, sunt fizician de meserie, de profesie. Am născut în Botoșan, locuiesc în Botoșan, activez în mediul privat. Și vreau să spun, ca și filială, filiala noastră s-a constituit pe 7 mai anul acesta și de când a fost constituită, avem peste 800 de adeziuni, doar săptămâna trecută au fost 800 și ceva de adeziuni, încât secretarul nostru a stat un pic și peste program, acum să fac așa o mică glumă. Ideea în sine este că oamenii s-au cam săturat și vor o schimbare în bine. Și asta e îmbucurător. Noi oricum îi așteptăm pe toți la partid cu brațele deschise, fără să facem niciun fel de discriminare. Vreau să vă anunț că filiala Botoșani vor avea candidați în peste jumătate din comunele județului Botoșani. Listă completă la Consiliul Județean, primar pentru municipiul Botoșani, candidat pentru Consiliul Județean. Impresionant, acum... vă dorim și succes. Care sunt problemele acolo și cu ce soluții vine echipa Partidului Verde de la Prut? Ca peste tot, probleme, în primul rând, sunt de infrastructură. Fiind un județ la granița Uniunii Europene, chiar și a Alianței NATO, noi suntem ca un tampon față de țările din Est. Deci mai puțin, este un județ care e puțin dezvoltat, asta vreau să vă spun. Un tampon fără prea multe poduri peste Prut. Da, noi avem niște proiecte politice. Astăzi vreau să discut numai câteva puncte legate de proiectul nostru politic. Avem proiect politic pentru Consiliul Județean și proiect politic pentru municipiu. Deci acum să vă spun în general, câteva puncte vreau să dezbat, dar așa în general. Nu vreau să amănunțesc că anumite să ne băgăm, că timpul e scurt și nu avem timp, probabil. După cum știți, județul Botoșani este al doilea județ de pe țară, după Turcia,
la suprafața de luciu de apă. Noi ne-am gândit să dezvoltăm un fond piscicol. Asta ar fi foarte benefic pentru județul nostru, că vă dați seama, am putea să trimitem toată marfa în toată țara, fără să mai importăm pește din alte țări, fără a fi contaminat. Știți cum e, contaminat cu metale grele, și ar fi, am încurajat să facem un fond piscicol bio, eu spun. Una ar fi asta. A doua ar fi cultura. Dacă ne legăm de cultura, iar aici vreau să fac o paranteză, dacă vă uitați pe banii noștri, bagnotele noastre, 5 bagnote sunt cu personalități culturale din Botoșani. Acum nu vreau să ne ridicăm, să fim ridicole, adică Ienescu, Eminescu, Iorga, Lucian și așa mai departe. Ne-am gândit la un proiect prin care să încurajăm turismul local și dezvoltarea rurală, primul rând. Ne-am gândit la asta. Alt proiect ar fi Partidul Verde, filiala Botoșan, vrea să încurajeze, să spunem așa, să demarăm, poate, că nici nu e începută autostrada Moldovei, că iar nu vreau să fiu a început-o omul cela de afaceri, metru a făcut, e bun început, nu? Da, deci nu vreau să fiu rău cu politicienii de acum 30 de ani, care vreau să spun că n-au făcut cu nimica, nu se vede nimica, nu aveam infrastructură și nu-i corect moral față de cetățenii acestui județ și, în primul rând, chiar și de regiunea Moldova. Putem vorbi și de regiunea Moldova, până la urmă toți plătim taxe, impozite și toți contribuim la bugetul de stat. Domnule președinte, dacă îmi permiteți să vin în completarea dumneavoastră vis-a-vis de întrebare cu orașul nostru, Botoșani, aici. Eu aici, din inima lui Mihai Eminescu, vă salut în această, în această seară pe dumneavoastră, domnule moderator, colegi, ascultători. Problemele la Botoșani sunt multiple și simplu motiv vă aduc în exemplu astăzi administrația. Administrația proastă, indiferent cine s-a perindat la conducerea acesteia în cei 30 de ani, vă spun că în urma tuturor acestor 30 de ani și celor care s-au perindat la administrația publică locală, acest oraș a rămas statistic sărac după Vaslui, la lipsa locurilor de muncă, a sărăciei și a stat datorită unui management prost. Se zice că oamenii de aici sunt responsabili pentru propria lor soartă. Unii dintre politicienii aleși a spus că ar trebui să ardem și să reconstruim acest oraș. Acestea sunt cuvintele pe care le-am auzit pe buzele unor administratori locali de la Botoșani, care vă reprezint astăzi. Suntem liderii dumneavoastră pe care votați în fiecare an, dar, ei bine, vă spun că acești oameni se înșală. Știu că mulți dintre voi suferă, că ați fost făcut să credeți că nu aveți niciun cuvânt aici la Botoșani, la voi acasă, că nu aveți o voce, că există o lumină la capătul tunelului, dar mesajul meu este următorul. Sunt astăzi aici pentru a vă spune că este orașul vostru, la urma urmei, este țara voastră, dar și a mea, și că aveți o voce și acea voce există și acea lumină de la capătul tunelului, poate de data aceasta, în acest an electoral, suntem noi, Partidul Verde, care suntem un partid de oameni tineri, frumoși, unii dintre noi cu experiență în administrație. Eu consider că ceea ce s-a întâmplat până acum, cred că de la Revoluție încoace, a fost un truc. Vrăniți cu amăgiri convenabile de către politicieni și mass media, că a desrădăcinat acești săracii României și că trebuie să dea vină tot pe ei însuși. Este un truc și este o minciună. Se termină aici, poate, în acest an electoral, că aveți șansa să ne oferiți votul dumneavoastră. Și despre mine s-au zis multe, dar rămân același om vertical. Mulți dintre dumneavoastră mă cunosc din candidatura mea la primăria municipiului Botoșani din 2016. Am abordat întotdeauna o politică diplomată și mizez pe asta și susțin că noi politicieni trebuie pregătiți într-o academie specializată, pentru că nu-mi doresc politicieni corupți, nu-mi doresc politicieni analfabeți, nu-mi doresc politicieni și administratori publici locali
care să nu fie să se exprime. E o rușine, vă spun, dacă în 1921 eram primul popor de francofon și aveam o cultură vastă și o educație din fericire, cred că toate guvernările perindate din 89 încoace n-a făcut decât să strice, domnilor, educația, să lovească în sănătate, să lovească în cultura noastră și dacă aduc în discuție cultura, că tocmai domnul vicepreședinte, domnul președinte, o sănătate al partidului, l-a menționat pe Mihai Eminescu, poetul nostru național, pe Nicolae Iorga, pe pictorul Ștefan Lucian, am auzit alineauri, de la Botoșani, la un moment dat se spunea că au plecat foarte multe genii. Eu îmi doresc ca la Botoșani, prin Partidul Verde, să repunem cultura la loc de cinste, pe locul 1, pentru că Botoșanul a fost cândva, nu doar din punct economic, apropo, și din punct cultural, numărul 1. La cultură, la învățământ, la exemple, la genii. O afacere nouă, ca să continui, nu va veni aici, companiile de utilități nu vor lucra aici, investitorii, politicienii nu vă iau în considerare. Pentru că poliția, procurorii, unii medici comit încă abuz, la spitalul Mavromate din Botoșani, încă ne mor oamenii datorită managementului prost, a murit copiii la spitalul de copii. Vă întreb pe dumneavoastră, cum este ca părinte să vă moară copilul datorită neglijenței, datorită lipsei de dotări, datorită lipsei de cadre medicale, datorită pregătirii acestor cadrelor medicale, dar în același timp motivate fiind de sistem și de guvernul actual. Puteți să vă lăudați că e mai bine decât la Suceava, de exemplu, la dumneavoastră. Apropo de sunt nemiluita, dar în ultima vreme nu prea avem exemple politice, domnule. Nu le avem nici la Botoșani, din păcate, dar nu le avem nici în București. Apropo de copii și de viitor, aș vrea să fac o legătură și cu dumneavoastră ca și avocat și cu colegul Ștefan și cu colegul care este în Spania. Apropo de copii, aveți date statistice câți copii, câți tineri abandonează școala, câte familii sunt destrămate și așa mai departe? Există asemenea date? Tocmai la Botoșan există. La Botoșan sigur există. Puteți face o strategie pe viitor? Știu că dezvoltarea, dacă îmi permiteți, dezvoltarea, mai ales în mediul rural, de unde provin și geniile despre care vorbim de obicei, oameni simple care își doresc accesul la învățătură, am și spus-o anterior, la Botoșani nu există un centru academic, un centru ca să nu meargă copiii sărmani din provincie să meargă la Suceava, la Iași, pentru că poate nu-și permit. Ar trebui să ne gândim pe viitor. Administrația publică locală, indiferent cine va avea succesul ăsta sau onoarea asta să o facă, ar trebui să aducă un centru educațional la Botoșan pentru a ușura calea spre învățământ a acestor tineri din provincie, din mediul rural, de la noi. Sunt probleme, categoric. Da. Dacă permiteți. Da. Colegul meu, Ionuț Mertic, subiectul ăsta îl avem pe proiectul nostru politic, proiectul municipal. În Botoșan, ăsta e adevărul, e un județ rural, unde lumea nu prea au locuri de muncă și majoritatea migrează în țări dezvoltate. Și atunci copiilor rămân cu bunicii. Cu bunicii, cu mătușa. E clar că apar probleme de educație. Dar doar cu o administrație bună putem să facem un proiect cum trebuie, încât să le oferim o șansă la fiecare copil din județul nostru și chiar din, dacă proiectul e bun, pe plan național. Colegul din Spania, că trebuie să spună și el ceva, poate să ne spună ceva despre migrația din Botoșani? Îl contrazic un pic pe domnul președinte, din cauza că avem o statistică la Botoșani, 70% din populația care a migrat în diferite țări din diaspora sunt cu familia, dintre care și eu. Deci cam 70%, deci este statistică,
sunt plecați cu familia, cu copii, sunt care și-au întemeiat familie aici, în Spania, în Italia, au locuri, au case aici, au afaceri aici. Nu știu chiar dacă se vor întoarce toți acasă. Mai greu. Cât de des vină acasă, exceptând această pandemie, cât de des vin românii din străinătate în Botoșani, aproximativ? O dată pe an. Eu dau exemplu, mă dau exemplu pe mine. Eu merg de 3 ori pe an. Dar, în general, majoritatea merg acasă, cum spune și domnul președinte, o dată pe an. Și oamenii ăștia care călătoresc, care lucrează în Occident și văd alte modele, vin cu idei acasă, își schimbă măcar locuința lor, o fac, o civilizează după modelul pe care îl văd, contribuie, eu știu, la comunitate cu idei de, nu știu, îmbunătățire a spațiilor verzi, a drumurilor, a infrastructurii. În general, așa oamenii este. Sunt foarte receptivi, dar se lovesc de o administrație defectuoasă. Asta e problema. Peste tot, administrație defectuoasă și stufoasă. Că dacă vrei să vii să-ți faci un restaurant, dau un exemplu, îți trebuie mai bine de un an de zile să-ți faci doar acte și nu mai spun de licențe, câte licențe îți trebuie. Deci, un prim plas ar fi să mai tem un pic din birocrație. Astfel. Da. Birocrație. Pentru că birocrația alimentează corupția sau motivează corupția. Lucrăm după un sistem vechi. Ca să-i răspund pentru matricularea unei mașini, cine locuiește în mediul rural, pierde, cred că, nu exagerez, 2 zile ca să o matriculeze, ca să o radieze la fel. E mult, adică. Deci trebuie să mergem către digitalizare. Ce vreau eu să spun, că avem un avocat aici, sau cel puțin unul, sper să nu fie singurul. Eu fac glumă un pic de avocație, nu prea am întâlnit avocat curajos care să ia chestiuni civice, să le ducă mai departe. Cum stați, domnul avocat? Sunteți dispus să faceți educație civică acolo în Botoșani? Educația civică este necesară, domnule. Și eu îmi amintesc când făceam carte, exista acel respect între profesor și elev, nu existau aceste certuri și bălăcărele din zilele noastre și da, militez pentru civic în școală. Spiritul civic, din păcate, în ultimii ani s-a cam pierdut, sau noțiunea, terminul etimologic vorbind, din indexul limbii române. Cum îi atragem atunci pe cetățeni să fie activi în, dau un exemplu, de la comune, că nu înseamnă că atunci când vorbim de activități civice, vorbim doar de Piața Victoriei din București sau Piața Sfatului din ceva oraș de municipiu. Educația civică trebuie să fie și la sat. Cum puteți implementa la sat acest lucru? Tot prin școală. Prin program, așa cum menționează și domnul președinte, prin școală, pentru un program elaborat împreună cu administrația publică locală, cu primăriile, cu autoritățile abilitate în acest sens, se poate implementa un astfel program în care toți uniți să readucem cultura civică în învățământul românesc. Dar să revenim la cultură în general, vă lăudați cu personalități de la Botoșani, dar auzeam că, de exemplu, Casa Memorială Ienescu e într-un hal fără de hal. Oare vina cui e? A cetățenilor, autorităților locale sau a ministerului, care se pare că e gestionarul tuturor monumentelor de arhitectură? Una din ele. Care mai multe? Fiecare mai multe, da. Una din ele. Când într-un cuvânt se numește o administrație, un management în care toți aceștia se unesc și se pun de acord printr-un act să dea drumul la aceste lucrări. Administrație, management, defectuos îl numesc eu la Botoșani. Teatrul Mihai Eminescu este într-o renovare statică în permanență de foarte mulți ani. Drumul care duce până la Eminescu, dispute, nu se poate asfalta. O numesc o administrație proastă și nu pot să zic că în toți acești 30 de ani, inclusiv la Botoșani, s-a găsit unul singur care să ne aducă la civilizația europeană. Vă reamintesc că suntem totuși în Uniunea Europeană, cât o să mai fim.
Doamne ajută, dar din păcate aceste lucruri urâte la Botoșani, deoarece infrastructura a fost întotdeauna proastă. Sau, noroc de Ceaușescu, că ne-au construit România și ne-a și asfaltat. Dar ulterior, după 89, după lovitura de stat din partea totalor noștri, ca să spunem adevărat, ce s-a creat? S-a distrus industria, s-a distrus infrastructura, s-a furat foarte mult. Și am ajuns acum că sunt lipsuri. Cum facem? Apropo de că dumneavoastră aveți o problemă mare și mulți moldoveni și bucovineni, bineînțeles, și nu numai ei, își doresc autostradă. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Sunteți primar de mâine sau în consiliu, ați aproba un plan urbanistic, l-ați modifica astfel încât pe la dumneavoastră, sau mă rog, în zona localității noastre să treacă acea autostradă? Și dacă da, de ce da? Și dacă nu, de ce nu? Deci vă răspund cu da și, și răspunsul. Pentru că o autostradă este un necesar național. În primul rând, o autostradă în Moldova și, de exemplu, și vestul țării sau chiar și sudul țării, este necesar pentru o dezvoltare economică a județului și a județului și a regiunii în general. În primul rând, noi mai avem probleme și cu fonduri europene, deci foarte puține fonduri europene se asimilează în zona noastră. Asta era o mare problemă, pentru că, cum spunea și colegul meu, s-a furat, s-a golit buzunarul, dar ca să umplem buzunarul, singura cale este să accesăm fonduri europene cu proiecte viabile și cu voință din partea unui oameni cu școală, în primul rând. Din păcate, nu s-au venit în fondurile europene. Ele deja s-au limitat, sunt limitate, trebuia să facem până acum și pentru acest să plătim noi din bani publici pentru incompetența guvernanților noștri, ceea ce nu am făcut. În practică, proiecte. Rușinos. Poate mă repet, dar mai repet o dată. Noi aici, din zona Moldovei, suntem probabil cu 20 de ani în urmă față de alte zone ale țării. Nu mi se pare corect, din punct de vedere și moral, și cum vreți să luați ideea asta, că fiecare cotizează taxe și impozite și se duc la bugetul de stat. Acum, probabil sunt două probleme. Una e de administrativ, că nu avem oameni care să ne reprezinte. Al doilea ori nu este interes de la centru, de la București, ca zona respectivă să fie cât dezvoltată. Eu cred că problema este de la centru și unul dintre proiectele Partidului Verde discutat și în lucru este decentralizarea astfel încât să se poată face proiecte de infrastructură, mai ales pe transport, care să unească regiunile între ele. Și să nu uităm că mai avem și frații noștri de peste Prut, din Republica Moldova, care și ei trec pe la prin țara lor, de fapt. Chiar vreau să vă mai spun un aspect, exact. Ne gândim la un proiect în care să dezvoltăm punctele de tranzit legate de frontieră între România și Republica Moldova. Dacă tot timp de 20 de ani care se vorbește de unirea Republicii Moldova cu România și a rămas doar la stadiul de discuție, eu vă spun cu genul ăsta de proiecte, un pas mărunt, într-adevăr, dar benefic pentru amândouă părți. Și ajută cel puțin, putem spune, un pas mic spre unificare. Deci, în primul rând, trebuie să ne gândim economic, din punct de vedere economic. Da. E important să avem... Dacă la nivel de între orașe, la nivel de regiune, sunt necesare și poduri peste Prut, și autostradă, poate ca să ne lege de Occident, și cu Republica Moldova, în localități, mă tem că nu putem vorbi despre autostradă și că mai degrabă trebuie investite fonduri în piste de biciclete și în locuri de parcare ca mașinile să staționeze cât mai mult în locurile de parcare corecte și nu pe trotuare, iar cetățenii să umble pe jos, pe trotinetă, cu transportul public și cu bicicleta. Nu știu dacă domnul din Spania, domnul Luca, se pare,
Viorel Luca, da, nu știu dacă din Spania are așa exemplu, pentru că nici frații noștri latini nu prea merg pe bicicletă cum merg scandinavii. De acolo nu putem învăța experiența asta, dar e foarte necesară și noi ca verzi ar trebui să promovăm asta. Spuneți și după asta o să vă rog să închideți. După ce vorbiți o să vă rog să închideți microfonul pentru că îi bruiați pe colegi. Deci... Nici spaniolii nu pedalează, nu-i așa? Se înghesuie toți cu mașinile. Ba da. Tot. Nu, nu chiar ca țările scandinave, dar pedalează. Da, ultima vreme. Îmi cer scuze că trebuie să mă retrag. A, ok. De nota 10. Vă spun eu. Deci o problemă iar care ar rezolva multe din situația asta cu mașini multe și legate. Domnul președinte, trebuie să mă retrag la 7, încep punta. Da, haideți să-i permite, domnului președinte, cer scuze, mă retrag. Da, mulțumim pentru prezență și pentru contribuție. Da. Emisiunea viitoare vreau să deschidem un subiect despre problemele românilor din diaspora și las un mesaj, așteptăm noi membrii de la alte partide care sunt nemulțumiți. Vrem să facem Partidul Verde cât mai numeros. Perfect. Să plece... Dacă sunt nepătați, îi primim cu mare drag. Și poate vă documentați până atunci ne vorbiți despre verzii din Spania. Exact. Okay. O să facem emisiune specială și cu colegii din diaspora și o să facem și emisiuni combinate, cei din diaspora și cei din țară, pe anumite proiecte sau anumite subiecte. Rog frumos să distribuiți acest live și să popularizați faptul că avem filiala din diaspora, Partidul Verde Diaspora, și vă puteți informa și acolo. Dați un like la pagina Partidului Verde Diaspora, pagina Partidului Verde și pagina domnului Sorin Călinescu. Mulțumesc! Domnul președinte poate să confirme, nu am avut timp că l-am lăsat pe dumnealui să vorbească, că este președinte. Sunt membru fondator al Partidului Verde și în diaspora și la Botoșani. Felicitări, domnule! La Botoșani? La Botoșani sunt membru numărul 1. Ne bucurăm. Vă mulțumim pentru prezență, da. Spor la muncă. Salutări. Salutări. Vă salut. Salutări. Să revenim la problemele noastre de pe plai. De ce trebuie schimbată administrația de la Botoșani? Ce a făcut greșit, rău până acum că trebuie înlocuită cu administrație nouă? Oricare, de preferat să fie verde, colegi de-ai noștri. Corect. Domnilor, un profund sentiment de furie, asta simt la întrebarea asta și cred că suntem în această situație din cauza unor îmbuibați, slugi, păgari, lacumboți, netrebnici, nemernici, cum vreți să-i spuneți în românește. Îi vedem, îi știm, îi acceptăm de zeci de ani, cred că ei au distrus tot sistemul ăsta economic, sistemul de sănătate, Oprești, Fluturi, Drăgneni, Băsnești, etc. Că lista poate continua. Pe toți știm prea bine, dar i-am lăsat să ne conducă. În spatele lor stau alții cu aceleași metehne, din păcate, stăpâni pe locuri, instituții și sisteme. Asta este realitatea. Până mai zilele trecute, în loc să facă rost de echipamentul pentru spitale vis-a-vis de problema noastră generală, se jucau de guvernare și moțiuni de cenzură. Mai devreme câțiva ani s-au jucat cu justiția, dacă vă amintiți, totul pentru a-și păstra posteriorile tăbăcite în jilțurile puteri și pentru a intra la pușcărie. Ăsta este adevărul, că toți sunt penaliști cu acte în regulă, să spune pe șleau. Da, fapte penale pentru care ar trebui să fie condamnați? Bineînțeles. De exemplu? Nu pot să vă dau exemple concrete, pentru că nici nu o să vă dau nume, dar cu siguranță în presa locală se cunosc toate acestea. Eu nu sunt în măsură să o fac și nici nu-mi permit. La rând am urlat mizerile pe care le comit, dar poporul i-a acceptat și a votat. Nu știu ce se va întâmpla și de această dată. Gândiți-vă că a venit și pandemia asta peste noi și ne-a dat pe tot timpul la urmă. Da. Eu cred că soluția până la urmă este contactul cu pe teren, contactul cu oamenii, bineînțeles, păstrând distanța și toate regulile astea anormale, care da, este paranormale. Aveți mare dreptate. Exact. Suntem în plac de alegeri parlamentare, aveți o strategie pentru a ataca campania pe teren? V-ați gândit la un anumit lucru, să mergeți în sate, prin cartiere?
Eu susțin ideea de a merge pe teren, că așa cum ați adus și dumneavoastră în discuții, contactul cu omul este cel mai important și vă spun cu toată sinceritate și din campania mea în 2016, să știți că datorită contactului cu omul, datorită mesajului pe care îl transmit și important să-l înțeleagă în același timp, nu doar să transmiți mesaje, grupuri de oameni au venit și ne-au susținut. Exact ca și partidul acesta, Partidul Verde, un partid nou, un partid tânăr, o muncă colosală care ne așteaptă în următoarea perioadă, o știu din experiență, dar în momentul în care ai un ideal și vrei o schimbare și ești tânăr și ești o altă generație care a fost frustrată de toți cei care s-au penitat, de toți anii ăștia care i-am pierdut, 30 de ani. Eu vă mărturisesc, aș să-i răspund și la întrebarea domnului moderator, referitor la diaspora, eu de la 20 de ani sunt mai mult în diaspora, pentru că de fiecare dată când am venit în România m-am izbit de aceeași administrație proastă, de funcționari care nu știu să se adreseze, de așteptări lungi, de lipsa unui sistem informatic care să lege aceste instituții și să ne ofere în sfârșit un sistem birocratic ușor, normal, ca în toate țările Europei sau în țările civilizate. Nu s-a Am înțeles ideea. Haideți să vedem ce zice domnul Ștefan referitor la munca pe teren. Asta vreau să adaug pe colegul. Deci noi ne gândim și la o campanie online. Vă spun și de ce. Datorită situației COVID-ului. Pentru noi siguranța cetățeanului e mai importantă chiar decât campania propriu-zisă. Într-adevăr, cum spunea colegul, e bine să stai cu omul față în față, dar în perioada asta nu prea ne permitem și ar fi riscant și pentru noi și pentru dânsii. Dar nu se știe, nu-ți dai seama dacă ai COVID sau ai niște simptome, dar poți să te doară gâtul și de la o banală amigdalită sau altceva. Deci asta vreau să spun. Chiar îi provoc și pe ceilalți în alte partide să ducă o campanie electorală online încât să nu pună viața în pericol a votantului, a cetățeanului. Și ar trebui să cerem insistent să ni se permită și colectarea de semnături electronic și eventual votul online ca alternativă cel puțin. Vă dau câteva idei și sper că și colegii din teritoriu și chiar din diaspora să dea mai departe această idee și acest live. M-am întâlnit la Tampere la Congresul Verzilor Europeni anul trecut și m-am interesat cum au crescut verzii nu în vest, ci în țări precum Polonia, Slovenia și alte zone mai din est. Și mi-au plăcut ideile celor din Polonia preluate de la verzii din Cehia, care au spus, uite, noi n-am avut bani exact cum este situația noastră, dar am mers mult pe teren și am improvizat, am fost creativ și am improvizat tot felul de pancarte, de bannere și la țară au spus că a mers foarte bine pe tot felul de bannere și materiale improvizate, au scris, uite, votează verzii, votează cu tare candidat din partea verzilor, au făcut logurile. Deci nu a fost neapărat o chestiune de bani, ci și-au folosit imaginația, poate niște pensule rătăcite și niște cutii cu vopsea rătăcite pe acasă și au reușit să facă la sate cu două, trei bannere la capăt sau în centru satului, au reușit să facă campanii foarte, foarte creative și oamenii verzii de acolo, din Polonia, au fost votați tocmai pe baza acestor mesaje inedite. Sper să prindă această idee și da, ideea este foarte bună. Că ne-a cam săturat de politica adusă că să dai ceva la legătură. Deja e expirat așa ceva. Omul nu mai... Eu sper să... E ilegal să cumpere legătură. Ilegal se poartă în România. Asta e realitatea. Deci peste tot vezi în campanie că se oferă un pix sau un calendar. Deci, sau, na, calendarul poate e valabil, dar da, astea nu sunt cadouri electorale, dar pungile cu tot felul de pomeni, alea sunt sigur bune de documentat și denunțat, iată, aveți avocat, jurist în echipă. Mă pronunț mai mult pe partea online, că partea online nu poți să-i dai
unui cetățean nimic, decât o simpatie să te audă cum, ce gândire ai, cum ești pozitiv sau negativ la gândire. Asta ar fi o soluție pentru legată de campanie. Au avut de suferit locuitorii din Botoșani acum de la inundații, că am înțeles că a fost râul Prut umflat două săptămâni la rând. Sigur, sigur că au avut de suferit. Toate localitățile în lunca Prutului sunt cu probleme, mai ales că este un baraj, barajul din Ucraina, tot timpul au probleme sau așa se spune că au probleme și dau drumul la apă și inundă. Sunt proiecte și pentru lunca Prutului. Se pot, de exemplu, se pot planta salcâm. Salcâmul e un lemn care crește foarte rapid și când ajunge la maturitate e benefic și pentru creșterea albinei, apiculturii. Deci soluții sunt. Dacă plantezi, clar că nu mai ai de frișă, asta alunecări și inundații. Da, în schimb ați adus vorba de frișeri. În schimb, probabil se taie pădure în veselie acolo. Mai puțin. Aceea mai contrazic. Da. Mai mult în județul Suceava, Maramureș și încolo. Județul Botoșani... Exact. Câte femei aveți în organizație? Avem asta vreau să vă spun. Am uitat, am omis, mă scuzați. Avem și organizații de femei, organizații de tineret. Trebuia să fie și în seara asta domnul președinte la tineret, dar a avut o problemă, a intervenit. Na, problemă personală, n-a mai putut să intre cu noi live. Îl așteptăm data viitoare. Avem domnul Ursescu, avem la Botoșani, noi ne mișcăm. Noi suntem pregătiți pentru alegerile locale. Deci, v-am spus. Vreau să vă spun că trebuie să vă gândiți și la seniori și la pe partea de seniorat, Partidul Verde Senior. A identificat două persoane de încredere, una din diaspora și din țară. Și este vorba de domnul Ghibu, Ștefan Ghibu, și un domn revoluționar din Argeș, care vor fi coordonatorii pe țară, așa, dar nu neglijați nici seniorii, fiindcă din experiența mea proprie și cu reprezentantul seniorilor verzi din Europa, au niște idei extraordinar de bune care o să ajute pe cei în vârstă. O să discutăm și o să avem o misiune specială și cu seniorii în următoarea perioadă. Fiți pe fază. Mulțumesc! Da, da. Avem și seniori. Avem organizații la Botoșani, sunt și seniori. Într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, și persoanele în vârstă au câteodată, nu câteodată, mai tot timpul au idei foarte bune. Deci nu ne putem compara noi cu mai tineri, cu viața unui om care de-a cursul unui vieți a trecut prin multe. Și prin bune și rele. Deci da, despre femei spuneați că aveți o organizație județeană de femei, dar participă femeile în viața partidului, în viața politică, sigur. Sunt prezente în birou executiv județean. Da, dacă vă uitați pe pagina noastră de Facebook, avem pagina de Facebook Partidul Verde Botoșan, o să observați și femei în fotografii. Deci, noi vrem să fim corecți, adică să există o paritate între femei și bărbați. Deci nu discriminăm pe nimeni. Da, suntem noi acum un grup mai tineri, relativ mai tineri, că na, și eu mă consider tânăr, dar nu sunt chiar așa de tânăr. Primim pe oricine, deci legat de vârstă, de etnie și cetățean sunteți român. Sunteți tânăr, dar cu experiență. Mai bine fără experiența decât experiența lor de până acum. Exact. Eu ce pot să vă spun, că eu mă bucur că aveți pe cineva din diaspora acolo, fiindcă vor veni cu multe idei bune și toate aceste idei de la doamne, domnișoare, de la senior, de la cei din diaspora, trebuie cumva să le punem în discuție și să ajutăm comunitățile atât de la orașele din Botoșan și din țară, cât și de la satele din Botoșan și din țară. Soluții sunt. O să vedem în ce măsură există voința reală să punem în aplicație acest lucru. Primul hop care îl văd eu și când l-am exprimat în cadrul ședințelor cu colegii mei este strânsul de semnături din această cauză
luați foarte în serios toți cei care sprijiniți Partidul Verde. Trebuie să adunăm semnăturile, fiindcă în momentul în care adunăm semnăturile vom avea locuri asigurate la Parlament prin prisma faptului că Partidul Verde crește, crește sănătos. Da, avem și provocatori, avem și tot felul de, de, să zic, oameni care nu prea ne iubesc, dar este și un semn bun și rog frumos să țineți, țineți sus. Nucleul dur de la Partidul Verde este unul bun și consistent și crește și în calitate și în cantitate. Rămâneți alături de, de Verzi. O chestie, cât timp face cu trenul de la București, la, de la, de la, din Botoșan, da, la București? Sau invers. Mai mult 8 ore. Invers, 8 ore. Da. 8 ore. 8 ore? Și cu mașină? Mai mult. Deci eu astăzi am călătorit de la Botoșan la București și vă spun că am făcut 9 ore. 9 ore? Da. Deci 9 ore legal, legal mers. Deci dacă da, mergi ilegal, probabil faci o oră mai 400, puțin. 400, 500? Câți kilometri? 457 de kilometri. 457, numai puțin că vreau să calculez. Deci am mers cu trenul aproape 500 de kilometri în Suedia cu trenul undeva la 3 ore, 3 ore jumate, ca să vedeți diferența. Da, bine, asta ne gândim și la autostrada Moldovei. V-am spus că suntem foarte izolați în zona asta, că asta e realitatea. Unul dintre lucruri care trebuie să trebuie discutate de către toți verzii la, la, în administrația publică sunt locurile de muncă în infrastructură și mi-aș dori foarte serios ca ajutoarele sociale să fie pentru cei care nu-și doresc să muncească, să fie tăiate total. Și dacă nu mă înșel, există un, o localitate chiar în Botoșani. Un primar da, chiar a făcut acest lucru. Ne puteți spune ceva? Un primar, probabil un primar exemplar, exemplu care a făcut. Da, este un primar exemplar de, de altă culoare politică în Dobărceni, într-adevăr. Dar domnul, ca și noi, suntem de aceeași vârstă. Deci, v-am spus, vârsta contează pentru o schimbare în politică, pentru o schimbare a mentalității, că asta e important. Totuși, în condițiile în care la nivel global deja se vorbește despre venitul minim asigurat pentru toată lumea, indiferent dacă lucrezi sau nu, pentru că avem, iată, robotizare și locuri de muncă tot mai puține și tot mai puține, noastră acum veniți și spuneți că oamenii care sunt săraci, care nu pot presta munci bine plătite, iar la muncile foarte prost plătite, nici n-are rost să te duci pentru că te costă mai mult mâncarea și drumul în fiecare zi la muncile cele. Noastră acum spuneți că nici să nu le dăm să supraviețuiască în Botoșani, unde sub limita sărăciei o grămadă de oameni trăiesc, să spuneți să nu le dăm nici de mâncare și ce să fac oamenii cei? Să apuce de, de furat, de jefuit sau să moară de foame? Vi se pare civilizat așa? Dacă îmi permiteți, eu nu cred că trebuie înlăturate în totalitate aceste ajutoare sociale, așa cum spune domnul moderator, sunt oameni sărași, lipiți pământului, cum o spune și în zona noastră. Da, și dacă o anchetă anunțită în care primarul, administratorul acelei ulițe comune poate identifica problemele acestora, sunt total de acord să-i ajutăm. Păi gândiți-vă că sunt încă în 2020 în România oameni ai străzii și suntem... Am și precizat, sunt oameni care nu vor să muncească. Ce facem cu ei? Asta este altceva. Asta este altceva. Păi gândiți-vă, da? Unii prestează această muncă din punct de vedere impusă de primărie și atunci... în momentul în care nu-i place și nu vrea să ia acel ajutor social, renunță. Dacă se constată pentru o anchetă socială că, eu știu, are probleme de sănătate sau a intervenit o problemă de sănătate, la fel, asistența socială, mă repet, trebuie să-și facă treaba așa cum trebuie, nu pe favoritisme sau pe superficialitate. Nimeni din instituțiile statului nu are dreptul să fie superficial, atâta timp cât este plătit din banul nostru, public, a tuturor. În condițiile în care un șef de întreprindere are salariu de zeci de mii de lei, iar un măturător, un paznic, un om care strânge
gunoiul care curăță veceile are 700 de lei, mi se pare bătaie de joc să-l pui pe omul acela să lucreze cu 700 de lei, iar el nu are studii, n-a avut ocazia să învețe în viața lui, să-l oblii să lucreze cu salariul acela în bătaie de joc, mi se pare nedrept. Adevărat. Eu cred că Partidul Verde e și un partid al echității sociale, trebuie să reducă din salariile de zeci de mii și să crească din salariile de câteva sute de lei, să nu le batem joc de oameni. Este nevoie și o lipsă totală în România de un despot adevărat, un naționalist care să-și iubească țara asta și să reinstaleze o disciplină, domnule, că despre asta în primul rând avem nevoie la români. Că prosteala asta, prin lipsa de învățământ și prin ceea ce mi s-a oferit, prin media și prin toate mijloacele, nu a fost tocmai un exemplu. Sper că în nu primul... tânjiți după vremea despotismului, când am avut dictatură regală, carlistă, am avut dictatură militară, antonesciană și n-a adus la nimic bine dictatura, nici naționalistă, nici fascistă. Ar trebui să fim pentru democrație, chiar dacă dumneavoastră văd că afișați ideea de... monarhie, puteți aveți simpatii monarhiste, dar principiile democratice sunt fundamentale. Să vă corectez acum. Eu am spus că avem nevoie de un președinte naționalist care să-și iubească țara, care prin educație să pună la dispoziție un exemplu și o disciplină. Despre asta vorbesc. Sper că de data aceasta m-ați înțeles. E de discutat, e de polemizat, dar ne va trebui o emisiune aparte pentru asta. Nu trebuie să politizăm, trebuie să interpretați exact cum v-am transmis, mot a mot. Ar fi culmea, noi politicieni, într-o emisiune de partid politică, să ne temem de politizare. Taman politică vrem să facem. Și... da, într-adevăr, nu sunt politician. Poate dumneavoastră ați fost sau sunteți. Nu am da, de trei luni am aderat la Partidul Verde. Deci da, sunt politician da. Alături de dumneavoastră. La ora actuală, domnule. Iar mesajul meu de mai devreme, sper să-l interpretați așa cum am spus, mot a mot. Mulțumesc. Păi mot a mot, tocmai de cuvinte și m-am luat când a zis naționalist. Mi se pare că nu e vremea naționalismelor. Gata, acum suntem mai internaționaliști, mai toleranți și cu minoritățile și cu migranții suntem toleranți. Că avem nevoie de migranți, altfel scade populația și s-ar putea să rămână depopulat și Botoșaniu și Bucureștiu. Gabi pornește microfonul. El vine dintr-o țară foarte internațională, acolo de toate națiile. Inclusiv el e migrant și nevasta lui italian. Acest cuvânt poate să aibă și anumite conotații negative și trebuie să fim atenți cum o spunem. Despre asta este vorba și Oleg zice bine ce zice, sunt de acord cu el, dar sunt de acord și cu noțiunea asta pozitivă. Adică nu este nimic greșit să-ți iubești națiunea, exact. Cu tot ce înseamnă asta, diferențele culturale și așa mai departe. Deci noi trebuie să ne gândim la chestia asta pozitivă, fiindcă se joacă un pic de patriotism nu strică la nimeni. Exact. Patriotismul în sensul pozitiv este bun. Noi asta încercăm să facem, fiindcă gândiți-vă, noi suntem într-un an electoral, într-o situație foarte sensibilă și economic și sanitar și așa mai departe și tocmai politicienii care ne conduc de 30 de ani, acest guvern care ne conduce de 30 de ani s-a jucat cu mintea și cu viitorul nostru de fiecare dată cu aceste cuvinte. Și noi ne dorim ca și Verzi o direcție normală, echilibrată. Asta, despre asta este vorba. Eu din cauza asta, din cauza acestei filozofii și din cauza acestei filozofii de partid m-am înscris. Fiindcă vreau să fiu echilibrat. Și nu avem nevoie nici de extremiști, nici de stânga și nici de dreapta care să se cațere pe garduri în diferite feluri. Avem nevoie de liniște, echilibru, locuri de muncă, sănătate. Gabi, ți-a picat semnalul. Locuri de muncă, dacă avem grijă, din România. Gabi, ai avut probleme de semnal, dar oricum s-a înțeles ideea, vrei locuri de muncă, dar nu orice fel de locuri de muncă, cum am zis mai devreme. Dacă ți se oferă loc de muncă cu 1.500 de lei pe lună, iar tu ai cheltuieli de 2-3 mii și trebuie să rămâi dator la sfârșitul fiecarei luni, ăsta nu-i loc de muncă, asta e bătaie de joc.
și înțeleg pe oamenii care corect refuză să lucreze cu astfel de salarii. Corect, aveți perfect dreptate. Da. Dar ca să oferi unui cetățean un salariu bun, trebuie să ai și o economie bună. Înțelegeți? Totul funcționează pe economie. Ai economie bună, bună în zonă, ai și bani. Și de unde să-i plătești pe muncitori. Exact. Iar o economie... O economie bună funcționează dacă funcționează legile și dacă cetățenii, nu toți, dar majoritatea își plătesc impozitele și respectă legile. La noi însă, aici în Balcani, cum toată lumea încearcă să fenteze legea, statul, să fure care de unde poate, ajuns în funcții publice, să deturneze din bani publici, n-are de unde să fie nici statul bogat, nici economia puternică. Degeaba ne mirăm că lucrurile merg prost, pentru că cam toată lumea scobește din sacul cu buget. Prin opțiunea de vot, prin lipsa tinerilor, să înțeleagă mesajul și importanța votului, este foarte important. Sper ca și tinerii de la noi, de la Botoșan, că de Botoșan vorbim acum, să înțeleagă acest mesaj și să iasă la vot, în detrimentul poate celor în vârstă care, unii dintre ei, ca să nu sunt majoritatea, au înclinație roșie. Nu că ar fi roșu rău în sine. Sunt nu, opțiuni eu, politice, le respectăm, sunt și aceia politicieni. Eu. Am găsit politicieni corupți la toate culorile politice, așa că să nu stigmatizăm pe cei care au simpatii sau care sunt chiar membri în partide de stânga, social-democrate. Da, așteaptă 100 de lei la pensie de la anumit partid, dar ei nu-și dau seama, practic, ce 100 de lei în plus, practic, e munca lui care a depus-o timp de 35-40 de ani. Deci aici trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Deci e vorba de mentalitate. Deci română nu-și cunoaște dreptul. Dreptul lui. Domnilor, eu am vorbit în cursul zilei de ieri de conștiință. Cu toți suntem înzestrați de conștiință de către Dumnezeul ăsta bun. Complex, perfect ne-a făcut. Conștiința ne spune de fiecare dată ce să alegem, bine sau rău. E acolo pentru noi. Folosiți-o, ascultați-o. Este simplu, suntem o specie evoluată. Ieșiți, implicați-vă, este mesajul meu. Uniți-vă pentru drepturile și comunitățile voastre și candidați, mai ales tineri acum, să vină către Partidul Verde. Suntem tineri, suntem noi, suntem curați. Sunteți deschiși, suntem deschiși să vă primim. Faceți-o acum la Botoșani, la Mihai Eminescu, oriunde. Dar cum spune și colegul meu, deci nu contează vârsta, nu discriminăm pe funcție de vârstă. Toți oamenii sunt bun veniți la sediul la Botoșani. Mai nou, noi avem sediu acum la Botoșani. Îi așteptăm, le ascultăm problemele lor, analizăm, eventual, dacă reușim, ajungem la un consens. Deci dacă intră cineva pe site-ul verzii.ro și caută filiala din Botoșani, găsește numele și telefonul dumneavoastră de contact, da? Da? Da. Și tot acolo e formularul de adeziune, dacă vrea să intre în filiala Botoșani, la dumneavoastră ajunge datele. Partidul Verde Botoșani, vă rog acolo, contactați-mă. Ați făcut și un site aparte, da. Ok, da. Da. Fain. Mulțumesc foarte mult pentru participare, dacă aveți niște concluzii, idei pentru final, o să închidem aici, Gabi vrea. Eu vreau să fac, vreau să, ca de obicei, vrem să dăm ultimul cuvânt invitaților, vreau să fac două anunțuri. Noi sprijinim inițiativele civice și una dintre ele este legată de salvarea biodiversității și a fermierilor. Și având în vedere că vorbim de Botoșani, un județ axat pe agricultură, îi rugăm să intre ori pe partidulverde.ro să semneze pe această inițiativă cetățenească sau pe pagina Salvați albinele și fermierii. Există acolo un formular european, la nivel european, să, astfel încât să facem cota de țară. Și nu uitați că săptămâna viitoare avem o emisiune specială legată de o emisiune grea și un invitat specialist în domeniul traficului de persoane și alte aspecte foarte, foarte grave din punctul meu de vedere. Merită să fiți alături. Pe miercuri sperăm că vom avea un invitat legat de poluarea aerului, în special în municipii, în orașe.
și să vedem pe cine aducem luni. Vă mulțumesc mult, Verzi Botoșani, vă salut! Vă salut! O minut, dacă îmi permiteți. Sigur, vreau vă rugăm. Să mai dau și ceva. Vreau să le spun la dragii mei concetățeni din județul Botoșani că doar împreună putem schimba ceva. Și această schimbare o putem face doar cu Partidul Verde. Doar cu Partidul Verde, domnilor. Atât am de spus și colegul, dacă are de spus ceva. De la Eminescu. Dragi botoșene, din inima lui Eminescu, vă spun că Partidul Verde este ceea ce căutați în momentul acesta. În acest an greu lovit de soartă. Doriți o reală schimbare după toți cei 30 de ani și toate administrațiile și la Botoșan care s-au perindeat, uitați, teatrul ăla, Mihai Eminescu, stă în paragină, faceți o schimbare. Faceți o schimbare că, uitați, în fața dumneavoastră mă aflu, în fața dumneavoastră ne aflăm, suntem oameni cu o gândire altfel, cu o inimă altfel, cu dor de țară, de România, de locurile natale. Vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută. Vă mulțumesc, la revedere. Mulțumim și noi pentru participare, seară bună, ne mai întâlnim cu astfel de ocazii. Yeah.